Și am doi băieți care să fie fotbaliști. Când plecam spre mare și aveam mulți bani și mă descurcam și parcă mă simțeam copil. Și să privim lucrurile, nu ce avem noi aici, ce avem dincolo, că dincolo avem ceva mai bun. Eu stau separat și părinții mei adoptivi stau așa. Dar ce s-a întâmplat cu părinții tăi, Ruben? Care? Ăia reali. Nu-i cunosc. M-a aruncat de mic copil. Și cum e să fii adoptat? Cum e viața? Urâtă. Cum să fie? Nu-i ușoară. Nu te înțelegi bine cu părinții adoptivi? Nu, n-am nicio legătură cu ei. Îmi stau în curte cu ei. I-am iertat deseori, am înțeles, n-ai ce să faci. Trăiești peste că... Într-o zi oricum mă mut în familia mea, dacă ajută Dumnezeu, și... Am fost marginalizat în această familie. Mai are un băiat, dar degeaba, că pe el îl iubește foarte mult față să fie iubit de el, de ei, de niciunul. S-a iertat părinții pentru ce-a făcut? Uneori da, uneori nu prea. Se pare că trebuie să iert sau nu? Mi se pare că trebuie să trec peste toate. Așa, ce-am pățit la mână, am fost traumizat și tăiat de ei cu cuțitul, uitați. De ce? Că de ce m-am apucat să fac curățenie pe la ei prin casă și să arunc ce nu-i bun? Ăștia avea un gard pe care își punea lucrurile și eu i-am zis, astăzi de aruncat, o să vezi că într-o zi le arunc eu. Că nu-i de stat așa. Și ce-a făcut? A venit acasă pe la vreo 12 noaptea. I-am și fost băut, că așa a fost. Am băut. Că nu ne înțelegem, nu avem o viață în care să fim fericit. Nu am cum să fiu fericit, sunt Ce ai lucrat? Ca ce? Ajutor bucătar, ospătar. Pe unde aveau nevoie, pe acolo mă trimiteau. Întrerupeam celălalt job, mă duceam la celălalt și tot așa. Și de ce te-ai lăsat de joburile astea? Sau ce s-a întâmplat? E vorba că gata e sezonul și sezonul s-a și terminat. Și atunci... Ala, ai făcut ceva? Am făcut 8 clase și nu m-am zbătut așa de tare. Am zis că până la urmă toate vor trece, dar dincolo de toate că vor trece, Domnul va rămâne. Va rămâne. Cuvântul lui zice că va rămâne, chiar dacă unii blesteamă și înjură și fac toate minunătățile. Și, no, păcat de ei că nu judecă, că într-o zi va aștepta ca și pe mine judecata cea de-apoi. Anii ăștia sunt cei mai importanți, care ar trebui să-i acceptăm așa cum sunt și să privim lucrurile, nu ce avem noi aici, ce avem dincolo, că dincolo avem ceva mai bun. Cred că. Care a fost cea mai fericită zi din viața ta? Când eram la mare, când plecam spre mare și aveam mulți bani și mă descurcam și parcă mă simțeam copil și îmi permiteam multe, deci îmi permiteam să-mi fac un tun, să mă îmbrac, să mă spăl, eram sănătos. Care e cea mai mare dorința ta?
să-mi fac și eu o familie și să... și să am doi băieți care să fie fotbaliști. Îți place fotbalul? Îmi place, da, dar din păcate în ziua de astăzi nu mai vedem copiii prin parcul de joc. Numai pe telefon îi vedem. Și asta nu mă... nu ne ajută la nimic dacă stăm pe telefon. Tot felul de voci urâte acolo și tot felul de... să depășească binele de rău și să își respecte familia, familia și așa mai departe. În care trebuie să vadă că are mai mare avantaj și că eu poate n-am avut toate avantajele tot timpul, ușile deschise. El poate că ar putea avea și să prețuiască ceea ce au, că dacă nu știi să prețuiești, nu poți să ai totul. Wow. Să te ajută pe o zi? Mă ajută. E și suc acolo. Ai și suc. E bun. Thank you for listening to Ruben's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at movdeo.com. I hope to see you again next week.